asfaltarea a 4,185 de kilometri în satele Odaia Turcului și Tețcoiu. Aș vrea, referitor la această investiție, să fac mențiunea că am depus la Ministerul Dezvoltării pe OG28, dar actuala nouă ordonanță de guvern, 907. Am depus acești 4,185 kilometri, am depus în ordinea prioritizărilor, zic, deci asfaltare în primul rând, am școală, reabilitare, extindere și modernizare, școala Poroinica, clasele 1-8, grădiniță la Poroinica și am la tot la Ministerul Dezvoltării modernizarea, reabilitarea și extinderea cabinetului medical din satul Tețcoiu.